Bună seara, o emisiune specială cu domnul Emil Hurezeanu, aflat în Germania. Bună seara, să trăiți. Bună seara. Din păcate nu ne putem, nu ne putem vedea, aș fi vrut să, da, să ne vedem. Da, nu mă așteptam să ne auzim să atât de vreme. Am avut o emisiune cu totul excepțională. Am vorbit despre pandemie, am vorbit despre lumea în vremea coronavirusului. Din păcate, astăzi vorbim despre ce se întâmplă în Germania și am plecat de la această informație care mi s-a părut incredibilă. Cel puțin 200 de români infectați cu COVID-19 la un abator din Germania. Și înainte de a discuta despre cazul respectiv, am citit o postare pe care ai pus-o ieri, da, crezi, sau alateri de, pe site-ul ambasadei, trebuie știut că, deși nu am fost responsabil de apariția acestor situații, nu am fost parte a proceselor de decizie care au dus la venirea sezonierilor în Germania, am considerat că trebuie să ne asumăm răspunderea soluționărilor. De aceea, de fiecare dată, am pornit din proprie inițiativă demersuri de informare și sesizare pe lângă o întreagă serie de autorități germane, atât la nivel federal, cât și de land. Spune-mi, te rog, e o avalanșă de cereri la adresa ambasadei sau sunt doar lucruri semnalate în presa din România și din Germania? Sunt cazuri semnalate de presa din Germania. Din România au fost primele cazuri semnalate în mass media românești. Între timp însă există și semnalări ale organismelor, ale autorităților administrative și sanitare din zonele respective. În această situație, deși drumul ar putea să fie invers, adică se pornește de la semnalarea oamenilor care au fost în situații critice, sau sunt, din păcate de cele mai multe ori nu avem toate datele, ei reclamă o stare neconvenabilă, într-o măsură mai mică sau mai mare, dar ați observat și dumneavoastră la televiziuni în România, apar oameni care își reclamă sfârșitul, suferința, trebuie să iei neapărat în seamă, dar nu spun cine sunt și de unde sună. Asta s-a transformat între timp, însă oamenii au învățat că trebuie să sune la consulate, la ambasadă, la plecarea din România, în mod normal, potrivit legislației române în vigoare, ar fi trebuit să li se, ceea ce aud că se întâmplă de la 1 mai, ar fi trebuit să li se remită un prospect cu, între altele, și datele de contact ale tuturor misiunilor consulare, cele 3-4 consulate, trei consulate generale și o direcție consulară la Berlin, dar și datele ambasadei, în așa fel încât oamenii să aibă la ei aceste date și să știe unde să sune în caz de nevoie. În situația în care noi aflăm, de la acești oameni, din presă, din presa germană, presa germană în ultimile zile, la sfârșitul săptămânii trecute, a început să publice articole echilibrate, dar care nu ignoră, bineînțeles, problemele. Și sunt și problemele firmelor, problemele contractelor, problemele autorităților care încep controle la ferme, dar nu oferă prea multe date, nici nu sunt prea transparente, nici măcar în raport cu propriile medii de informare, unele dintre ele foarte influente și puternice aici. Au fost emisiuni critice, e adevărat, în care se vorbește de câteva cazuri. Știm că între timp sunt mii, poate zeci de mii de români la muncă, vor mai fi și în luna mai. A spune că numărul cazurilor problemă nu depășește 100. Dar nu ne interesează asta. Și un singur om cu probleme e prea mult. S-ar putea să fie el vinovat, s-ar putea să fie speriat de condițiile de muncă pe care nu le-a cunoscut, n-a citit cu atenție contractul sau care s-au schimbat la fața locului și nu corespund clauzelor pe care el le-a cunoscut. S-ar putea să fie de vină firma,
care unde sunt abuzuri, uneori îi pun pe oameni să lucreze mai mult decât e cazul și așa mai departe. Toate astea aproape că nu ne mai interesează. Trebuie până la urmă să rezolvăm situația. Omul să se simtă în siguranță, adică să nu se simtă amenințat de epidemie și să nu se simtă exploatat. Care sunt mijloacele noastre, Marius? Mijloacele noastre ale consulatelor de zonă, deci consulatul de la München se ocupă de 2-3 landuri, cel de la Stuttgart de alte 3-4, la fel cel de la Bonn, de nordul Germaniei. Avem și noi 4 landuri în nord-estul Germaniei, direcția consulară de la Berlin. În momentul când se semnalează astfel de lucruri, dar în clar, nume, prenume, fermă, probleme, noi anunțăm imediat autoritățile locale de protecție sanitară și de protecția muncii și ceea ce putem face dincolo de munca consulară propriu-zisă, care vizează îndeosebi aceste aspecte de intervenție ale autorităților abilitate aici în Germania să rezolve crizele de acest gen. Intrăm în legătură cu miniștrii de linie care sunt la Berlin, miniștrii federali, fiecare land are propriul ministru al agriculturii, propriul ministru de interne, cum bine știți. Da. Pe noi însă de la Berlin ne interesează contactul cu ministrul agriculturii, ministrul sănătății, ministrul muncii și protecției sociale și, bineînțeles, de fiecare dată și cu un canal de legătură direct cu Ministerul Afacerilor Externe din Germania. Scriindu-le acestor oameni, ei declanșează aparatele lor la rândul lor, anchete, cercetări și în felul acesta am văzut că se stimulează organismele centrale cu cele locale și până la urmă avem date. Ceea ce se întâmplă însă este că toți acești oameni, mă gândesc acum la sezonieri, au venit pe o platformă care nu ne este accesibilă. Au fost recrutați de firme private din România, poate și din Germania. Au, poate, vă spun poate, pentru că vă explic după aceea de ce spun mereu poate, îmi pare rău că folosesc cuvântul ăsta. Pentru că oamenii aceștia vin, unii de foarte mulți ani, unii vin de 15 ani și au propriile lor înțelegeri cu patronii acestor firme. Ei sunt fermieri privați. Au o legătură unii cu ceilalți în platforma asta care este Uniunea Fermierilor din Germania, care centralizează datele, nevoile lor și programează cu Poliția Federală zborurile. Zborurile se fac cu avioane, aeronave germane care zboară la București, unde se stabilește legătura cu transportatorii, Ministerul Transporturilor știe ceva despre asta, și prin filtrele respective, care din fericire s-au îmbunătățit, nu sunt ca prima oară la Cluj, de care răspunde Ministerul Afacerilor Interne din România. Se întâmplă însă că contractele acestor oameni nu sunt cunoscute nici de Ministerul Muncii, care are și el prin Inspecția Muncii, Ministerul Muncii din România, prin Inspecția Muncii are un control asupra celor 377 de firme, cred, sunt private, care au angajat sezonieri și care au contractele lor pe care le depun și la Inspecția Muncii. Alții pleacă fără contracte sau cu contracte doar de ei știute informale. În această situație, de exemplu, eu dacă am cerut Uniunii Fermierilor din Germania lista acestor oameni și lista fermelor în care lucrează, ca să știm despre ce e vorba, nu din alte motive, mi s-a răspuns și am înțeles acest răspuns, este vorba de confidențialitatea datelor personale care se aplică în întreaga Uniune Europeană. Am vrut ca prin datele pe care le-aș fi obținut de la ei, confruntate cu datele pe care le are Ministerul Muncii, Inspecția Muncii din România, să vedem dacă există o diferență între datele germane și datele oficiale din România, să stabilim care este marja muncii care nu se încadrează pe o bază contractuală controlabilă, transparentă, fie în Germania, fie în România. N-am putut obține nici numele acestor oameni din România, din aceleași motive, nici numele acestor oameni din Germania. Din cauza asta am spus că n-am fost parte din acest proces, nici în Germania și nici în România. A fost o decizie la sfârșitul lunii martie, prin care s-a interzis intrarea muncitorilor sezonieri anul acesta în Germania. A fost o revenire în 4 aprilie, comunicată de Ministrul Agriculturii, prin care s-a permis venirea lor. Am aflat din presă de fiecare dată. Iată-mă doar o secundă, Emil. Da, iată-mă doar o secundă. Sigur. E foarte important pentru că
Sunt câțiva colegi, dar și câțiva politicieni din România, care au încercat să spună ție în spinare deplasarea celor care au plecat din România în Germania la Cozlești Paranghel. Adică eu știu trei cazuri concrete, nu mai stau să dau nume că nu are nicio importanță și e foarte important că faci precizarea. Altfel, eu am citit din comunicatul tău al ambasadei României în Germania, în care spuneai foarte clar că nu există nicio legătură a ta, a ambasadorului României în Germania și a ambasadei în legătură cu plecarea la muncă a muncitorilor români în Germania. Da, bineînțeles, oamenii aceștia vin de ani de zile, fac parte din ceea ce se întâmplă în România cu oameni care pleacă să muncească, sunt peste 4 milioane în întreaga Uniune Europeană, în Germania sunt 700 de mii, majoritatea stau aici, sezonierii vin și pleacă, vin la începutul sezonului și pleacă. Bineînțeles că nu avem niciun fel de cunoștință, informație suplimentară legată de acești oameni și de firmele în care ei lucrează. E un proces între două platforme, ca să zic așa, private, de interese private, care funcționează de ani de zile. Până acum nu s-a pus problema pentru că nu era epidemia și nu erau aceste cazuri critice. Da, este clar că acum acest lucru s-a făcut cu acceptul statului român, pentru că nu se putea altfel. Muncitorii din România nu puteau să plece în plină carantină, nu puteau să plece în Germania, nu pleca nimeni. S-a făcut o excepție prin ordonanță militară pentru muncitorii sezonieri care vin în Germania, între timp în Austria și chiar în Marea Britanie. Ei, nu, dar asta arată, eu nu vreau să stric, prelungirea diplomatică, glumeam, dar este clar că această ordonanță a fost dată în urma unei înțelegeri a statului român cu statul german. Pentru că altfel nu dai o ordonanță de militară pentru ca muncitorii români să poată să ajungă în Germania. Iartă-mă. Nu, dai o ordonanță militară prin care accepti minister de ordin al principalului minister de linie al ordinii, nu? Al noi ordini de drept mondiale. Din România în starea de urgență, nu? Naționale, accepti ca oameni să părăsească potrivit intereselor lor proprii, contractelor, dorințelor lor, teritoriul României. Da, sigur, a fost pe altfel cum s-ar fi organizat aceste transporturi, care sunt și de la locurile în care locuiesc acești oameni până la aeroporturi și în cadrul aeroporturilor. E adevărat, dar eu făceam această precizare pentru cei care ne urmăresc, nu pentru Emil Horezeanu, care știe bine ce s-a întâmplat. Haideți să venim la acest caz și e ultimul subiect pe care îl abordăm în seara asta. Am citit informația de pe Mediafax și ai postat, e și un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, cel puțin 200 de români infectați cu COVID-19 la un abator din Germania. Mi s-a părut o chestiune incredibilă și cum s-a putut întâmpla asta? Da, aici nu este vorba de muncitori sezonieri. Lucrează 500 de români la întreprinderea respectivă de prelucrarea cărnii. La începutul săptămânii trecute, deci după zilele de Paști, autoritățile medicale din zona respectivă, din orașul Pforzheim, au fost alertate și au făcut aceste cercetări, au stabilit că există dintre cei 500 suspecți, toți români, cel puțin 200 de oameni sunt infectați, au fost testați pozitiv, ceilalți negativ. Dar toți cei 500 care lucrează la acest abator, această întreprindere de prelucrare a cărnii, sunt români? Da. În Germania lucrează mii de români în abatoare. Am înțeles. Din sud până în nord, toate marile întreprinderi și abatoare practic ar înceta să mai funcționeze dacă n-ar mai fi măcelari, în primul rând, care tranșează în prima linie, cum se spune acum, carnea în abatoare. Deci acești oameni au fost depistați pozitiv, au fost imediat pus sub supraveghere, internați practic sub supraveghere medicală. Autoritățile care i-au depistat n-au comunicat, în mod normal autoritățile profesionale trebuiau să comunice primarul să comunice primului ministru al landului sau ministrului agriculturii și de acolo în sus spre Berlin să ajungă informația și la noi. Ne-am autosesizat și în acest caz, în urma unor informații primite din partea
comunității românești din zonă, o asociație româno-germană care funcționează de mulți ani, și presa din Pforzheim, care a publicat primele articole. În felul acesta, astăzi avem pe consulul general de la Stuttgart, care e în teren și care a luat contact cu toate persoanele, inclusiv la spital, la primărie. Deci, practic, autoritățile locale nu au anunțat în momentul în care au descoperit că sunt 200 de români care au COVID-19. Autoritățile locale au anunțat că vor comunica la sfârșitul propriilor cercetări rezultatul procesului, dar s-a aflat între timp că sunt români, că sunt deja sub supraveghere. Nu sunt în situația să reproșez nimic autorităților locale, decât că au omis să informeze din prima zi, din momentul când au stabilit acest diagnostic pentru un număr așa de mare de concetățeni, boala, că au omis să ne anunțe, pur și simplu. Dar între timp noi am comunicat sau am cerut explicații și la Ministerul Agriculturii. Dar acești 500 de oameni nu sunt carantinați cu ghilimele de rigoare, așa cum sunt muncitorii sezonieri la colegi de sparanghel. Ei stau acolo, fiecare cu loc, la locuința lui? Da, exact. Adică n-au venit după declararea epidemiei, în așa fel încât, ajungând pe teritoriul Germaniei, așa cum s-a întâmplat muncitorilor sezonieri din agricultură, să fie internați 2 săptămâni, respectiv carantinizați, mulți dintre ei, la locul de muncă. Sunt oameni care vin de ani de zile, care își aleg locuințele în oraș, asta știm din informație, locuiesc, să zicem, relativ decent, își câștigă greu, sunt oameni care muncesc greu, dar își câștigă banii, nu sunt așa de puțini banii ăștia, oameni care își văd de treaba lor, oameni cu minți, nu sunt muncitori sezonieri și, sigur, munca lor este o muncă grea, stau aproape unul lângă celălalt în abatoare, dar bănuiesc că firma a avut grijă ca în această perioadă să modifice regulile de muncă, după cum se spune, se poate afla mai multe. În momentul în care ai 200 din 500 care au COVID, nu prea, da, mă rog, spune-mi, te rog. Sunt mai multe explicații. Una din explicații este că de Paști au fost 3 zile de sărbătoare de Paști, Paști catolice, cu o săptămână înainte de ale noastre. Au fost și ale noastre. S-au bucurat și de primele și de al doilea rând de zile de sărbătoare. Sunt oameni care muncesc atât de mult și se regăsesc doar împreună, vorbindu-și limba și așa mai departe. E posibil, aud, ca oamenii aceștia să se fi întâlnit, să nu fi respectat regulile de distanțare fizică, să se fi întâlnit, să se fi bucurat împreună de Paști, și asta să fie una din explicații. Din câte am înțeles, nu sunt internați. Cei mai mulți dintre ei sunt asimptomatici, dar chiar dacă au fost confirmați pozitiv, nu au fost internați. Da, au fost 10 persoane, cred, internate, după aceea cifra a scăzut la 5. Am aflat astăzi de la consulul nostru general, care e încă acolo, un caz critic care a avut nevoie de ventilație mecanică, dar care a fost externat, omul, pentru că s-a făcut bine. Mai sunt 3 sau 4 persoane internate, restul nu sunt internați, sunt complet asimptomatici și locuiesc totuși sub supraveghere medicală în așezăminte, în localuri ale autorităților locale. Am înțeles. Prevăzute pentru așa ceva. Deci în Germania funcționează, în cazul asimptomaticilor, această izolare în alte spații decât spitale sau locuințele proprii. În cazul asimptomaticilor pozitivi, sigur. Da, 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 da. Păi nu numai în Germania, păi, nu numai în Germania, asimptomatici... nu numai în Germania, și în alte țări așa. Păi nu, dar în România nu e așa. În România nu e așa. În România trebuie să sunt internați cei care sunt asimptomatici. Și sunt depistați pozitiv, sunt automat internați. De asta întrebam, că în Germania funcționează altă regulă. Da, pentru că sunt mai multe posibilități de grupare și supraveghere medicală a lor și în afara spitalelor, care sunt păstrate doar pentru cazurile critice. Am văzut într-un comunicat dat de ambasada noastră, ambasada care e condusă de tine, că oamenii care nu sunt mulțumiți de condițiile de muncă la o firmă, și bănuiesc că au contract, nu poate să meargă să lucreze la altă firmă. De ce? Nu este așa. În primele zile, când au fost probabil primii veniți, oameni care au venit doar anul acesta la muncă și care au dat de greu și care au avut probleme de adaptare
Repet, sunt oameni care din propria lor vină, alții din, pe bună dreptate, eșocați de condițiile de muncă. Admitem și asta, care erau mai grele decât se așteptau ei. Și probabil și abuzuri ale fermierilor, în viziunea lor sau în realitate. Acești oameni au avut o primă tentație să se îndrepte spre misiunile noastre și să se anunțe dorința de a se repatria. În momentul acesta, după știința mea, din acest număr de 20-30 de persoane, care și-au dat datele la un moment dat, numărul de pașaport, nume, prenume, în așteptarea unor mijloace de repatriere, niciunul nu mai dorește acest lucru. Fie au venit prin mijloace proprii în România, fie s-au reangajat la alte firme, la alte ferme sau în șantierele de construcții care au funcționat. Deci aveau posibilitatea să meargă să se angajeze la alte firme, fără nicio problemă. Aveau posibilitatea. Dacă au plecat din carantină și dintr-o firmă, au plecat pe propria răspundere și probabil au spus ce au vrut să spună unde s-au angajat. Bănuiesc că mulți dintre ei au fost în situația să spună adevărul și să intre din nou într-o carantină, dar la locul de muncă. Dar de ce într-un alt loc de muncă, bănuiesc mai convenabil. Dar de ce să intre în carantină? Pentru că toți oamenii care sosesc în Germania, sezonierii care sosesc și acum în Germania, da, cu ultimile avioane, sunt obligați să facă 14 zile de carantină la locul de muncă, în condiții speciale. Am înțeles. Și în cazul în care ar fi plecat de acolo? Deci nu pot ieși. Când pleacă de acolo, comit infracțiunea de nerespectare a regulilor de izolare. Și atunci trebuie din nou să fie 14 zile în carantină, în momentul în care au părăsit. Păi, sigur, pentru că e greu să spună, vin de la firma respectivă unde am făcut 7, și probabil celălalt spune, păi atunci mai bine mai faci 7, dar între timp a ieșit din ferma respectivă. Și atunci trebuie alte 2 săptămâni de carantină. Și exact. Toate aceste lucruri, am văzut foarte multe declarații legate de oprirea buletinelor sau a pașapoatelor, în principiu a buletinelor de către patronii acestor firme. Ori lucrul ăsta știe bine că e ilegal. Da, patronii acestor firme le-au luat buletinele la venire să le stabilească, mă rog, să se completeze din nou contractele. E vorba și de înțelegerile pe care le-au avut pentru plata avioanelor, care de cele mai multe ori li se ia potrivit înțelegerilor prealabile cu angajații sau nu, tot din venitul lor. Sumele au variat de la 200, să zicem, la 300 de euro avionul dus întors. Ei putând veni numai cu aceste avioane și întorcându-se tot cu ele, dacă starea de epidemie subzistă și în momentul când își vor fi terminat munca. Toate aceste cazuri, când li s-au luat actele de identitate, mai mult decât era cazul, adică în prima zi, ți iei, ca să zic așa, datele din actele oamenilor. Au fost semnalate de noi și criticate și n-am mai auzit astfel de situații. Oamenii spun, nu, le-am luat datele ca să vedem despre cine e vorba. Toată lumea știe și în Germania că aceste acte de identitate aparțin celui care le are, titularului, și de fapt sunt proprietatea statului care le-a emis. Bun. Emil, mulțumesc mult pentru precizările din seara asta. Sper să ne auzim și mai ales să ne vedem cu bine. Numai bine, sănătate. Numai bine, sănătate. La revedere. Sănătate. Mulțumesc mult pentru participarea din seara asta. Mâine cu siguranță vom discuta despre această conferință de presă, o vom diseca această conferință de presă a președintelui Iohannis, care, așa cum vă spuneam în emisiunea anterioară, nu prea văd nicio relaxare începând cu 15 mai, cu excepția faptului că nu trebuie să mai dăm declarația pe proprie răspundere, dar nu putem să mergem în altă localitate, nu trebuie să fim în grupuri mai mari de 3. Deci relaxarea constă în restaurantele sunt închise în continuare, teatrele ați văzut, nu știu ce s-ar putea deschide între timp și vom discuta mâine pe larg despre asta, o să fac mâine o ediție specială cu Ion Cristoiu și o să discutăm toate aceste lucruri. Până atunci, vă spun, ca de obicei, țineți aproape.